surpriza tuturor și vreau să vă descriu, un angajat, sigur, el în mână ia vreo 9 milioane sau 10 milioane, nu mai mult. Dar trebuie cu toate cotele și toate premiile și concedii și toate se dublează această sumă. De fapt, e 20 de milioane. 10 angajați, 2 miliarde la bugetul local. Am putut să-mi finalizez grădinița că n-am avut cei 10 angajați. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să avem un echilibru între angajați și investiții. Și sigur că dacă va trebui, nu știu, eu am acum 50 de angajați sau 40, efectiv, care sunt angajați, că fără cei cu care sunt în maternitate, care oricum trebuie să le păstrez locul de muncă. Sunt niște reguli care n-are rost să dau aici lecții de știință administrativă. Le am sau le au specialiștii în domeniu. Dar cu siguranță, primarul de Beclean, dacă va trebui să reducă 20 de oameni, că va vedea guvernanții, că sunt a noștri, că sunt a lui alții, văd de bine să facem această reducere, automat primăria din Beclean va lua această măsură. Din ce cauză? Că așa ne cere guvernul. Cu impozitele și taxele. Niciodată o primărie nu mărește impozitele și taxele. Noi nu atragem fonduri normal de pe spatele cetățenilor. Noi încercăm, dacă ești un bun administrator, să atragi fonduri europene, fonduri fare, fonduri din împrumuturi, din tot felul alt fel de fonduri, nu de pe spatele cetățeanului. Noi facem protecție la cetățeni. Noi le dăm ajutoare sociale, noi scădem cât putem taxele de salubritate, încercăm să ne amendăm atât de mult cetățeanul, dar nu putem să derogăm față de lege. Și aici este legiuitorul, îți dă un minim și un maxim. Întotdeauna primarul de Beclean a mers pe miljoc. Adică nu a mers nici la minim, nici la maxim. Deci tot așa, dacă se vor mări de guvernul României, de legile statului în vigoare, care este și sunt date de un guvern, indiferent ce culoare o avea el, se dă un anumit impozit mai mare sau mai mic, primăria din Beclean le va aplica pe cele mai mari sau mai mici. Să fim bineînțeleși. Deci n-ai cum aici să faci nici prea mult, nici prea puțin. I-am răspuns, cred că, domnului Bozeșan. Și de unde avem fonduri? Vreau să vă spun că toate fondurile care le derulăm în primăria orașului Beclean sunt cu cofinanțare. Rambursăm de anul ăsta creditul la asfalt care e 39 de miliarde și vreau să vă spun, rambursarea nu-i puțină, e vreo 4-5 miliarde pe an. Odată, avem bani. La Băile Figa, contribuția mea, a primăriei orașului Beclean este de vreo 8 miliarde. Avem banii pregătiți în fondul de rulment să, când se finalizează lucrarea, să punem banul jos, cum se spune. La canalizarea orașului Beclean, iarăși e contribuția vreo 7-8 miliarde. Dacă faceți un calcul, imediat ajungeți la vreo 30. Avem banii respectivi, îi spunem domnului Liviu Rusu că îi avem chiar dacă nu ne-a prea ajutat. Dar o să se gândească probabil și la Beclean mai cu atenție. Vor veni reguli noi și de finanțare. Am stabilit la Bușteni, vreau să vă spun, reguli clare de finanțare. Se va finanța pe formule clare, exacte și Consiliul Județean va avea o mică componentă de a discreționant stânga sau în dreapta. S-au făcut niște reguli, sigur depinde de când se aplică, încât nu mai poate nimeni să meargă discreționar pe culori, pe știu eu, nu-i place de un primar, nu-l subvenționez sau nu-i dau fonduri. Vreau să fim foarte convinși. Derulezi proiecte în comunitatea care o reprezinți, imposibil din proiectele respective să nu se vadă bunăstarea cetățeanului pe care îl reprezinți. Adică, un leu, de exemplu, în infrastructură investit, produce o economie într-un timp, sigur, de 10 ani, de 15 ani, de cel puțin dublu acestei sume. Din ce cauză? Nu se mai strică de atâtea ori mașina, nu mai trebuie să o repare, sunt multe elemente care pot dovedi bunăstarea unei comunități. Unde e o infrastructură proastă? Unde toate sunt canalizarea proastă, conductele de apă, reparațiile respective, intervențiile continue, și timp pierdut, și leu care îl arunci pe apa sâmbetei, cum este o expresie românească, și multă durere și bătaie de cap, și toate sunt pentru comunitatea respectivă în defavoarea ei. Acolo unde există reabilitare, unde există puterea de a renova, de a reabilita, de a aduce elemente noi, vreau să vă spun că este și progres în cadrul comunității.
Iată un răspuns foarte complex pentru domnul Bozeșan. O să vă rog pe viitor, domnul Bozeșan, la emisiunea Direct în Problemă, să încercați să mai reveniți așa mai pe subiect. Oricum, răspunsurile cred că v-au mulțumit și au fost și interesante. Am discutat în ora dinainte cu domnul Gheorghe Marinescu despre faptul că există posibilitatea ca situl arheologic, mă rog, au fost niște neînțelegeri care au ajuns și la dumneavoastră, ca situl arheologic să fie în pericol datorită construirii băilor Figa în acea zonă. Am înțeles că ați avut și discuții cu arheologii, s-a clarificat această problemă și este sau nu în pericol până la urmă? Nu, sigur, era în prima fază bazinul principal care l-ați tot dat. Era transversat, deci era peste sit, cum ar veni. Dar împreună cu constructorul am revenit și l-am adus undeva la 10-15 metri deasupra situlului și nu mai afectează. Și gardul care va împrejmui toată stațiunea, va în exterior va fi situl, deci în exteriorul stațiunii. Am făcut, dacă vreți, descărcarea arheologică a situlului, nu sunt probleme, s-a făcut săpături, forări și supraveghere arheologice și nu sunt elemente de sit în cadrul băilor. Băile nu se extind pe toată suprafața de 360 de hectare care avem noi în zonă. Mult mai mic, nu pot să estimez, o fi 180, o fi 100, 200 de hectare. După ce facem împrejmuirea, ne putem da seama exact cât e situl. Și tot aici, sublinind, vreau să vă spun că băile Figa, împreună cu sit, cu situl, vor fi o mină de aur pentru cetățenii din orașul Beclean. E mină de sare, mai bine exact. Zis. De ce mină de aur sau de sare? Din cauza că deja Deju încasează în fiecare zi 100 de milioane din intrare de 80 de mii. De la inaugurare începând, sigur, vinerea și sâmbăta și duminica mai sumele și restul sume, dar în fiecare zi taxele până seara... Taxele sunt mari acolo, când dumneavoastră spuneți că la Figa vor fi taxe modeste. Nu, nu, 80 de mii, intrarea va fi 8 lei, va fi intrarea pentru fiecare. Sunt taxe, vă dați seama taxe că modeste. Întreținere taxe... modeste, dar va fi o intrare. Dar dacă ai 500 de turiști, cel puțin în fiecare zi, 1000 aproape, iată că pot fi 80 de milioane încasări pe zi. Calculați în sezon de 2-3 luni, poate fi considerat sezonul, plus iarna putem să folosim acea clădire interioară cu toate facilitățile, fitness, masaj, jacuzzi, toate cele se pot face facilități pe timp de iarnă, terenul se pot închiria. Deci toate acestea nu vor fi gratuite la nici ca și privatul nu vom concepe, dar noi am estimat și estimăm deja în 2010 un buget din venituri de pe stațiune de cel puțin 5 miliarde. Deci iată că, eu vreau să vă spun cartierul rezidențial. Produce cartierul rezidențial și a produs de 3 ani de când l-am inițiat și am încheiat contracte, 2 miliarde anual. Simplu, 5 milioane de la fiecare, ori 400 de loturi deja concesionate, îs 2 miliarde. Din 2 miliarde primăria orașului Beclean poate să pună la dispoziție anual infrastructură bunicică de 2 miliarde. Să mai facă un șan, să mai facă un drum, să mai pună o apă, să mai... Deci, v-am zis, numai atunci pierde o comunitate când stă pe loc. Atunci și consumă, și se dezamăgește, dar o administrație și, în general, ca și firmă, ca și o viață și un om privat, atunci când muncește, când se dezvoltă, e imposibil să nu se aducă și venituri. Vorbim despre această atracție turistică. Domnul Marinescu, să zic, pe viitor, crearea muzeului va fi un punct în plus la atragerea turiștilor și la creșterea minei de aur, cum zicea domnul primar? Evident, ea poate fi... Merge la muzeu cu o intrare, cu o taxă fixă, cu obiecte expuse, deci, eu știu, vor veni...